Peste 3.000 de turiști și-au petrecut sfârșitul de săptămână pe pârtile din Straja. Aici, stratul de zăpadă măsoară aproape 40 de centimetri. Se schiază pe toate cele 7 pârtii. Turiștii care preferă sania au la dispoziție o a 7-a pârtie special dedicată. În acest sfârșit de săptămână sunt foarte mulți turiști în Straja, majoritatea familii cu copii care încearcă să profite de ultima zi înainte de începerea unui nou trimestru școlar. Gradul de ocupare a stațiunii este de aproximativ 90%, peste 3.000 de turiști fiind cazați în cabane, pensiuni, hoteluri sau vile la Straja, a declarat duminică pentru Mediafax șeful Salvamont Lupeni, George Resiga. Potrivit acestuia, toate instalațiile de transport pe cablu sunt funcționale, iar drumul de acces din orașul Lupeni spre stațiunea Straja este practicabil pentru mașini. Cabanierii spun că toate camerele au fost ocupate. Turiștii care practică sporturi de iarnă pot alege și stațiunile montane Râușor din Retezat sau Parâng din Valea Jiului, unde stratul de zăpadă bătădorită permite practicarea schiului în condiții relativ bune. Zăpada este tasată foarte tare pe pârtii și are o grosime de 15-20 de centimetri la Parâng. Turiștii care doresc să urce în Parâng pot face acest lucru doar cu telescaunul din Petroșani, drumul spre stațiune fiind impracticabil chiar și pentru mașinile cu tracțiune integrală.